Bună seara! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Înainte să începem analiza tehnică, vreau să vă spun, nu uitați să vă abonați pe Twitter, da? O să las linkul în descriere. De ce? Astăzi, când am postat, dacă erați pe fază, ciupeați un pic, da? Și totodată, în funcție de ce face Bitcoin-ul, o să știți ce fac și alte monede, da? Mereu o să postez și mereu o să vă țin la curent cu informații proaspete, da? Bun. Acum, haideți să vedem ce face Bitcoin-ul și ce are de gând să facă în seara aceasta, da? Păi, în principiu, se pare că a mers a testat, vă povesteam eu de această rezistență. A mers a testat-o și n-a putut să o rupă, era logică din prima, nu se poate să o rupă. Dar în principiu e bine că a testat-o. Ar fi bine să țină suportul de la 42.700 exact pe unde e acum. Dacă ține suportul ăsta, îl vedeți, a fost rezistență, rezistență. Dacă îl ține acum suport, la un moment dat, ce o să facă? Păi aduceți-vă aminte că vă spuneam că o să jongleze un pic aici. Da? Practic o să creeze, cred că un symmetrical triangle și la un moment dat o să plece. Da? Dar pentru asta mai e nevoie de timp, mai durează un pic. Dar în principiu dacă ține acest suport de la 42.700, ne așteptăm să mai retesteze rezistența și să plece. Inclusiv pe daily vedem clar. Am avut doji, 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 bullish, bullish. E normal acum să avem o lumânare, încă nu s-a închis lumânarea asta. Să avem o lumânare, poate să închidă gen pe aici, să fie tot un doji, tot un doji, și apoi să plece sau să mai consolideze un pic și să plece. Da? Astea două cazuri sunt. Dar dacă rupe suportul ăsta, fiindcă a fost rezistență, sunt șanse să meargă să mai retesteze suportul și să meargă înapoi la rezistență. Sau, dacă nu ține suportul de la 39.580, poate să ducă și mai jos. Dar eu zic că sunt șanse mai mari, da? Să retestăm înapoi rezistența. Așteptați și o să vedeți exact. Da? Tot timpul precauți. Bun, haideți să vedem și Ethereum. Ethereum la fel, a avut o creștere exact până la rezistența asta de aici. Mai exact și 3.354. Chiar a fost și mai mult, 3.400. Și acum iarăși un pic pe corecție, clar ca și Bitcoin. E Goldu, după cum vă spuneam, n-am avut, am rupt rezistența, dar contează foarte mult cum se închide lumânarea de astăzi. Dacă se închide pe suport, adică suportul însemnând 210, sunt șanse foarte mari să țină rezistența, să o țină ca și suport, rezistența o să devină acum suport și să ușor de mâine să înceapă să urce, da? Bun, în principiu, legat de aceste monede, cam atât. 2 secunde să vedem. Să știți că au fost astăzi o grămadă de monede care au excelat, chiar dacă Bitcoin-ul cât de cât a avut corecție. Chiar de dimineață au fost câteva monede care chiar s-au mișcat foarte bine. Dask, KLV, XMR, NIR s-au mișcat super bine. Uitați, creșteri frumoase, 10, 11, 14, 17, da? În principiu, cam atât. Nu uitați, cei care sunt abonați și au văzut cursul, foarte mulți au intrat și au lăsat descrieri, niște descrieri fantastice. Țin să le mulțumesc din suflet, niște oameni de nota 10 și vă mulțumesc foarte mult pentru părerile voastre. Deci vă mulțumesc din suflet, da? Chiar mă face să mă simt super, super, super. Mulțumesc din suflet. Pentru ceilalți care nu puteți să mergi, să intrați oricând să le vedeți sau oricând dacă aveți nevoie și vă ajută ceva, da? Principiu. Bun. Momentan, legat de Bitcoin, trebuie să mai avem un pic de răbdare. Eu zic că se mai consolidează în zona aceasta, da? Dar ușor, ușor o să vedeți că la un moment dat trebuie să rupă rezistența. Gândiți-vă că suntem aici de ceva timp, da? Pe acest trend, practic într-un trend descendent și la un moment dat o să trebuiască să pleci. Da?
foarte mulți, chiar dacă l-așteptați mult mai jos, eu zic să fiți tot timpul precauți. Adică și dacă e să intrați în poziții, tot timpul să intrați progresiv. Da? Niciodată nu intrați cu toți banii, puteți să intrați cu o sumă aici, dacă mai coboară mai intrați cu o sumă aici, dacă mai coboară mai intrați cu o sumă aici. Da? Deci tot timpul să fiți progresiv. De ce? Fiindcă atunci o să faceți și mai mulți bani. E ca și cum la aici intrați cu 30-40%, aici mai intrați cu 30-40%, aici mai intrați cu 30-40%, da? Și practic faceți o medie. Când a plecat, aici deja ați vândut cu profit, aici deja ați vândut cu profit, aici deja ați vândut cu profit, da? Și faceți profit. Scopul real ăsta este, da? Planul, strategia și să aveți o gândire pozitivă. Bun, încă o chestie. Încercați să vă bucurați de viață, încercați să vedeți lucrurile total diferit, nu vă gândiți la ce se întâmplă în lumea asta, fiindcă nu ne ajută cu nimic. Încercați să fiți optimiști, încercați să luptați pentru visul vostru și o să fie bine. Vă doresc o seară minunată, baftă și Doamne ajută!